Ouăle sunt printre cele mai sănătoase și complete alimente, pline de vitamine și minerale. Eu consum 2 ouă zilnic, fie prăjite, fie fierte. Am observat însă că nu toate ouăle fierb la fel. Unele fiind mai proaspete, altele mai puțin. Cu cât sunt mai proaspete ouăle, cu atât se curăță mai greu și întâmpinăm probleme. Există însă anumite trucuri pe care le putem pune în aplicare pentru a curăța ouăle mai ușor. Singurul ingredient de care avem nevoie este bicarbonatul de sodiu. Adăugați o linguriță de bicarbonat în apa în care fierbeți ouăle. Acest lucru va crește alcalinitatea apei și va face ca ouăle să fie mai ușor de curățat. Odată ce ați fiert ouăle, puneți-le în apă rece sau apă cu gheață și veți curăța ouăle într-o clipită. În schimb, dacă dorești să întărești coaja ouului pentru a le vopsi de exemplu de Paște, puteți folosi un alt ingredient, prezent mereu în casă. Oțetul. Oțetul întărește coaja și face ca ouăle să nu crape în timpul fierberii. De asemenea, este foarte important să nu aruncați ouăle reci în apa clocotită, deoarece vor crăpa instant. Puneți-le la fiert în apa rece și încălziți apa treptat, astfel încât să nu sufere un șoc termic. Un alt truc pe care îl puteți folosi în caz că s-a spart un ou și a curs albușul peste tot, este să puneți puțină sare în apă. Acest lucru va face ca albușul să se coaguleze mai repede și să se formeze un dop la nivelul crăpăturii. Așa că data viitoare când vei mai fierbe ouă, ține cont de aceste sfaturi, vei economisi timp și vei avea mai puține probleme atunci când va trebui să cureți ouăle. Sper că v-a fost de folos și v-a plăcut acest videoclip. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați like, să vă abonați și să apăsați clopoțelul pentru mai multe videoclipuri ca acesta zilnic. Vă mulțumesc!